Vai, 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 s-a mai încheiat un capitol din viața mea. Da, este ultima emisiune despre organe. 4 luni, în fiecare săptămână, în fiecare marți. Am luat, am feliat și am recusut, am refăcut, am regenerat organele noastre principale. A fost o cale, cum să vă spun, am simțit... De mult fac emisiuni, dar pentru prima oară m-am simțit ca un calup, așa. Am simțit că am cap și coadă. Cu atât mai mult cu cât emisiunile cu voi și pentru voi s-au transformat într-o carte care începe să fie foarte bine primită, v-am mai povestit, probabil unii dintre dumneavoastră o aveți deja. Pe masă și în poșetă, am constatat cu uimire și smerenie că există doamne în România și prin străinătate care umblă cu cărțile mele de Reiki, care sunt foarte și cu alchimistul din tine, da? În poșetă, că acolo am rețete de tip 112. Apropo de 112, am bătut palma cu fiica mea să mai scriem următoarea carte, știți cum se va numi? Dorucica 112, în care voi prezenta situațiile de urgență, de sănătate fizică, emoțională, relațională, situațională, contractuală și cum să mă descurc să-mi aplic singur primul ajutor, smurdul, da? Un smurd emoțional, un smurd terapeutic. Da, am idei crețe, în ultima vreme tot mai crețe, și le pun în aplicare. Ei bine, ultima emisiune finalizăm cu cel mai extins organ al nostru, pielea. Am avut senzația de multe ori, nu de multe ori, de câteva ori, de-a lungul celor 16 emisiuni dedicate regenerării organelor, sănătății, însănătoșirii organelor noastre, că sunt prea plictisitor. Că repet aceleași lucruri, aceleași povești, aceleași terapii. Și mă gândeam în timpul această perioadă de derulare a programului ăsta de regenerare a organelor, mă gândeam să mai fac o pauză, să mai inserez câte o emisiune mai spooky, mai șmecheră, ceva cu demoni, cu atacul psi, cu din astea, că astăzi la modă, ca să mai rup ritmul, să rup energia. Dar au început să vină feedback-urile. Ok, feedback-uri că lumea se uită la emisiune, like-uri de pe Facebook cu sutele, de fiecare dată când apare pe YouTube și pe Facebook anunțul unei noi emisiuni, care tocmai a fost difuzată marți. Dar oameni care mă sună, află numărul din redacție, sună la 6 TV și mă sună să-mi spună: domnul Doru, domnul Cica, bă mai este, nu contează cum îmi spune, bine că mă sună, să știi, uite-te, atâta vreau să spun, că am făcut, eu am probleme cu colonul, uite, fac exercițiile, beau ceiuțul, le-am găsit pe toate, băi, și încep să mă simt mai bine. Dar fi bun, te rog frumos, la minutul 35 al emisiunii, tu spui, eu nu mai țin minte, îți dai seama, dar cum eu am conceput emisiunea și cartea și sunt ale mele, adică le știu pe de rost, să ne înțelegem. Ai arătat o tehnică, aia, metoda tibetană, n-am prea înțeles cum să învârt mâinile. Cu mare drag, da, îi explic scurt la telefon, zic, pune mâna așa, învârt eu de la umărul drept la umărul stâng, fă o buclă, na, ăsta e sensul. Perfect, perfect. Deci, asta mă bucură foarte mult. Nu vin cu emoționeli din astea, vai, vă mulțumesc, pentru că dacă n-ați fi dumneavoastră, bă, normal, dacă n-ați fi voi să vă uitați la mine, eu n-aș avea afișa postului la Postul 6 TV, dar nu fac asta. Eu consider că asta este jobul meu, în primul rând, este datoria mea, este misiunea mea personală
să îmi place. Îmi place de nu mai pot, teribil ce îmi place. Să cotrobăiesc prin cărți scrise de alții, să mai pun mintea la contribuție și mai ales să experimentez în permanență pe oameni care vin la mine să le fac eu terapie. Și să tropăi repede la 6 TV să vă spun ce am aflat. Pentru că eu dau tot din casă. Facem un rămășac, fiți atenți. Cartea a ieșit. Dacă voi vreți și aveți chef, vă lansez bucureștenilor, vă rog frumos, doar bucureștenilor, pentru că nu pot să fiu prezent în mai multe locuri deodată. Deci, oficial, anunț oficial pentru bucureșteni. Timp de o lună, de acum înainte, vă rog să sunați la redacția 6 TV și să spuneți: bună ziua, bună ziua, mă numesc Costică Pristandam din București. Atât, nu-i dați CNP-ul, că nu-i interesează pe nimeni. Și aș vrea cursul de ficat. Mai sună-te. Din redacție o să mă blagoslovească că le dau de lucru. Sunt convins că veți suna mulți. Da, dar și o televiziune este interesată și foarte interesată de interacțiunea directă cu publicul. Pentru că o televiziune este musai să se plieze după dorințele de cele mai multe ori nemărturisite ale publicului. Pentru că, ok, eu stau în față și mă uit la mine, da? Mă uit la emisiunea Alchimistul din tine cu J.I. Dorucica. Și începe să mă enerveze tipul ăsta. Nu mai îmi place formatul ăsta de emisiune. Credeți că pun mâna pe telefon să sun în redacție, spun: bună ziua, bună ziua, sunt Dorucica, nu mai îmi plac emisiunile cu domnul Dorucica. Râdem, da? Le dau un exemplu didactic. Nu. Țâfnos, schimb programul. Televiziunea nu știe că a pierdut 1, sau 100, sau 1000, sau 10.000 de privitori. Astfel încât vă momesc. După o lună, facem un... ca la concurs, un punctaj. Cei care sunt cei mai numeroși pe organul respectiv, voi fi anunțat din redacție, și îl voi anunța cursul, atenție, organizez un curs imediat când vin la București, un curs cu demonstrații 2, 3, 4 ore cu oricâte persoane, cu organul care a câștigat competiția, gratuit. Bine, dați-i bătaie și sunați-i pe colegii de la 6 TV în redacție să spuneți: Ion, Ficat, Gheorghe, Colon, Maria, Sâni și tot așa. Ei săraci vor face punctajul. Bine, continuăm. Am rămas la psoriazis de marța trecută. Aici să vedem unde am rămas. Faptul de a fi sau a mă simți separat, reuniunea fiind imposibilă, împiedică acest contact fizic prin atingerea unor persoane pe care le iubesc. Dacă în plus sunt obligat să am contacte nedorite cu alte persoane, șansa de a face psoriazis crește exponențial. De ce? Pentru că, pe de o parte, pielea mea tânjește după atingerea persoanelor de care am fost separat. Mă doare pielea. Avem noi expresia asta. Mă doare pielea să te ating. Pe de altă parte, își creează un scut, o carapace, un exoschelet față de persoanele ale căror atingeri nu le doresc. Am întâlnit o grămadă de cazuri de fete tinere femei, care au fost căsătorite de către părinți împotriva voii lor, ele dorind să fie atinse de flăcăul. Este arhetipal. Flăcăul frumos și sărac. Da? Fără care n-are boi. Asta era pe vremuri. Atunci, pe fată o durea pielea pentru că nu mai îți ține iubitul iubit în brațe
Și și-a creat o carapace, un exoschelet, ca să nu, pentru că nu suporta atingerea soțului legiuit, băgat forțat în viața ei, de prin vari motive. Nu sunt eu să comentez, cine sunt eu să judec. Este de fapt vorba despre un conflict interior, o ambivalență între nevoile mele și dorința mea de apropiere și în același timp frica de contact care mă face să păstrez distanța. Adică să-mi fabric un zid de apărare prin îngroșarea pielii. Deci, pe de o parte, ca un magnet, dorința de apropiere, când mă apropii, acționează ca doi magneți cap în cap cu același pol. Și depărtez. Această depărtare, pentru ca să o mențin în permanență, îmi îngroș pielea. În funcție de locul unde apare coate, genunchi, îmi indică foarte clar că este vorba de blocarea unor acțiuni relaționale, mână înseamnă acțiune, dreapta, dacă e pe dreapta, în legătură cu o femeie din viața mea sau cu mama sau cu jobul, aici mă blochez. Știu ce trebuie să fac, dar nu accept. Știu că trebuie să divorțez, dar nu accept să divorțez. Se oprește la cot. Dacă, fiți atenți, dacă accept să divorțez, dar nu mă duc la tribunal, nu încep actul, nu anunț, psoriazisul se mută de la cot la închirătura mâinii. Este absolut spectaculos. La genunchi este cu tot cu relațiile, are treabă, dar cu direcția de apropiere, depărtare relațională. Cotul drept, genunchiul drept, cu o femeie din viața mea, egal că sunt femeie sau bărbat, sau cu jobul, care este mama socială, de unde sug eu țâță, da? Jobul. De unde sug lapte, mâncare, energie. Dacă am pe partea stângă mai mult psoriazis, pe cot sau pe genunchi, este cu un bărbat din viața mea sau am relații tensionate cu autoritățile, DNA, poliție, judecătorie, tribunal și așa mai departe. Bun. Unde am rămas? Ați înțeles la psoriazis, foarte important. Dorință de apropiere suprapusă cu dorință de depărtare. Îngroșarea pielii. Iată câteva emoții negative însoțitoare. Mă simt neînțeles de ceilalți. Vreau să controlez ceea ce mă oferă ceilalți. Și îmi stabilesc o vamă înainte de a intra în piele. Îngroșarea. Descoamarea. Am impresia că sunt păcălit, că unele persoane abuzează de autoritatea lor și mai ales dacă au mulți bani. Asta apropo de părinții sau bunici plini de bani, care se folosesc de averea lor, atenție, părinții și bunicii care stau cu fundul pe testament, ca să-și controleze strict copiii sau nepoții ajuns deja adulți. Oribil, dar se întâmplă. Sper să nu fiu așa de nebun cu fiica mea. A, nu, eu nu sunt, pentru că oricum am pus absolut tot pe numele fiicei mele. Sunt un sărătoc în viață. Și mă simt foarte bine așa. Bine, apropo, fiica mea e nemăritată, așa că pețitorilor, ca în cazul Penelopei, dați buluc. Veți avea, în schimb, o surpriză cu Ioana. Râd de pe acum și dacă unul dintre voi va fi alesul, va fi prezentat mie însumi pentru teste. Hai, mai glumim. Fiica mea poate să facă ce vrea. Mi-am reprimat mult timp emoțiile și trăiesc o angoasă permanentă.
Îmi controlez obsesiv viața până în momentul în care trebuie să fac față propriilor emoții. Intru în panică, mă închid și atunci emoțiile se manifestă prin piele. Obsesiv îmi controlez viața. Da? Și se adună emoții, se adună emoții și odată răbufnesc. Și în loc să răbufnesc în plâns sau să fac diaree, răbufnirea se manifestă prin piele, apare psoriazisul. Mă, și dacă apare, greu scap de el. Ce este de făcut? Din punct de vedere emoțional. Păi, îmi accept sensibilitatea, învăț să fac lucrurile pentru mine și nu doar în funcție de așteptările celor bogați de lângă mine. Deși psoriazisul a apărut în urma unui eveniment dureros sau al unui șoc emoțional, accept că acest lucru face parte din procesul natural firesc al vieții. Mai avem și evenimente dureroase, dragii mei. Pentru că doar astfel apreciem evenimentele minunate din viețile noastre. Trăim într-o lume, o lume karmică, o lume a contrarilor. Nu poți experimenta fericirea fără durere. Fără să experimenti durere, nu poate exista. Nu poate exista lumina fără întuneric. N-ar avea niciun sens, nicio noimă. Bine, veruci și negi reprezintă o infecție virală a pielii. Deci, virus, inamici, care produce un exces de celule, creând o masă dură, o tumoră benignă. Această masă dură simbolizează barierele pe care mi le ridic de suferință și ranchiună legate de aspecte ale mele pe care le consider urâte și detestabile, alături de un sentiment de vinovăție. Bună oară! Îmi este rușine de cine sunt. Îmi resping spontaneitatea și sensibilitatea. Mă simt respins și neînțeles. Dacă aceste lucruri au legătură cu relația mea cu tata, negii vor apărea pe mânuțe. Dacă sunt în relația cu mama, picioarele vor fi cele invadate de negi. Deci, negi pe mâini, relația cu tata. Negi pe picioare, relația cu mama. Trăiesc un sentiment de nesiguranță. Trăiesc în funcție de ceilalți. Negi. Mă caut cu disperare. Pentru mine nimic nu este clar, evident. Nu știu cine sunt, ce doresc. Sau am un gol afectiv legat de atingere, mângâiere. Mă consider urât fizic, consider că nu merit nimic bun. Sau mi este rușine de ceea ce fac, sau îmi doresc și cred că nu merit acest lucru. Sau vreau recunoaștere și am tendința de a pune carul înaintea boilor. Verucile conțin toată creativitatea și emoțiile mele refulate. Îmi este frică de singurătate și de moarte. Dacă veruca apare pe spate, este ceva legat de trecutul meu. Pe părțile laterale ale corpului semnifică prezentul, iar în partea din față semnifică viitorul. Când apare pe față și pe gât, semnifică o situație în care respectul meu față de mine este foarte scăzut. Să nu uităm, veruca, negul, este produsă, sunt produse de un virus. Și atunci mă întreb dacă mă simt atacat, invadat de cineva care exercită o putere asupra mea, financiară, de exemplu, de cele mai multe ori, care mă controlează, îmi invadează viața pentru că mă condiționează financiar. Sau mă condiționează că-mi ia copilul. Și asta. Of, Doamne! Vitiligo este cea mai frecventă formă de depigmentare a pielii. Nu mă simt luat în considerare de către membrii familiei sau în anumite situații. Am impresia că nu am identitate. Nu simt că aparțin familiei mele, comunității, poporului meu. Deoarece am impresia că sunt pătat, impur,
Vreau ca această pată emoțională, neagră, să dispară și atunci vor apărea pete albe. Înțelegeți? Totul emoțional. Eu am o pată neagră pe suflet, pe corpul emoțional, nu pe piele. Dar ca să dispară această pată neagră de pe suflet, îmi albesc pielea. Mi-o depigmentez. Pot avea sentimentul că vreau să dispar, să devin transparent, invizibil, alb, pentru a trece neobservat. De ce vreau să trec neobservat? Pentru că am ceva urât pe suflet. Da? Mă simt murdar. Vreau să fiu sterilizat de murdăria de pe piele în urma unor experiențe intime în care m-am simțit murdărită, infestată, mânjită. Două cazuri am cunoscut de doamne. Am trăit rupturi în relația cu tatăl meu sau cu tatăl arhetipal Dumnezeu, tatăl ceresc. Dacă sunt bărbat, vreau să fiu un tată care se semene cu imaginea altcuiva, dar nu sunt eu însumi. Am o nevoie puternică de a albi, a clarifica lucrurile, mi-am pierdut punctele de referință, reperele, mai ales față de tatăl meu sau înlocuitorul, dacă sunt femeie, soțul meu. Deci vreau să clarific lucrurile cu soțul meu sau cu tatăl meu. Adică mi-am pierdut punctele de referință relaționale cu el. Vreau să albesc relația dintre mine și soțul meu sau dintre mine și tatăl meu. Vitiligo este o soluție la îndemână decât să vorbesc. Mi-este teamă de reacția lui. Să nu mă bată, să nu mă părăsească, să nu mă taie de pe testament. Dumnezeu știe ce. Și atunci mă pătez. Mă depigmentez. Ați înțeles cu vitiligo? Foarte subtil. Foarte subtil. Dacă aș putea fi spălat de orice bănuială, mi-aș putea regăsi demnitatea. Spălare de bănuială. Sunt bănuit, că nu știu ce am făcut sau fac. Aș vrea să fiu alb ca zăpada, imaculat ca un copil inocent și naiv. Nu trebuie să fiu prins făcând greșeli. Adulter, fidelitate. Deci îmi resping partea mea impulsivă și creativă. Există o contradicție între educația pe care am primit-o și valorile mele personale. Mă ascund pentru a mă proteja. Mi-am construit o nouă personalitate, o haină albă, imaculată, care să dea bine. Ultima, am tot timpul gura pecetluită, zona delimitată. Pecete, da? Ștampilă. Nu mai văd clar lucrurile pe care le-am de făcut în viață, deoarece acord prea multă importanță așteptărilor celorlalți față de mine, în loc să mă concentrez pe ceea ce vreau eu să fac și să fiu cu adevărat. După pauză, trecem cu vitejie la autotratament. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează. Pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el, până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privind, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă,
Și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize, noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, de când am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc, pentru orice problemă de acest tip, un torser este un bun la casa omului. Gata, am terminat cu analiza exhaustivă, o emisiune jumate am tot analizat, dar n-avem ce face, sunt multe afecțiuni și afecțiunile pielei sunt foarte, foarte emoționale. Fitoterapia. Mizez mult pe fitoterapia. Mama Natură ne oferă o gamă variată de plante minunate pentru afecțiunile pielii. Avem deci la dispoziție ceaiul, un amestec de 5 plante medicinale, compus din 3 frați pătați, urzică, drobușor, scumpie și lânăriță. Avem tinctura de osul șarpelui, rostopască și mărul lupului. Și avem alifiile, gălbenele cu ulei de sunătoare sau și mărul lupului și gălbenele sau gălbenele, arnică și mărul lupului. Deci aveți 3 tipuri. Vă duceți la naturiști și ele spun bună ziua, bună ziua, am psoriazis, dați-mi cele 3 creme pe care le aveți cu plante. Iată pentru ce afecțiuni și-au dovedit eficiența aceste produse naturiste. Eczeme umede sau uscate, noduli mamari, furunculoze, dermatite, eriteme, arsuri de orice fel, crăpături la buze sau călcâie, răni cu ulcerații, ciuperci, acne, degerături, bătături, răni purulente, ulcer varicos, psoriazis, plăci benigne. Vă mai pot recomanda adițional crema numită Ichthyol, pe care o găsiți la farmacie și care este foarte bună în cazul negilor și verucilor, să nu vă speriați că miroase foarte tare a petrol, a gudron. Deși pielea este un organ extern, ceaiul se bea 3 când pe zi, ceaiul de care v-am spus din 5 plante, cu modul de preparare clasic, o linguriță de plante la 250 ml de apă. Atenție! Tinctura de osul șarpelui, rostopască și mărul lupului nu se bea, nu se bea, nu se bea tinctura. Doar se spală cu tinctura zona afectată. După uscarea pielei prin tamponare ușoară, se aplică un strat subțire de alifie. Hai să vorbim un pic mai în detaliu despre alifii, pentru că eu sunt mare fan. Tot timpul mă dau cu tot felul de alifii pe organism. Alifia de gălbenele combinată cu ulei de sunătoare. Gălbenele plus ulei de sunătoare. Afecțiuni, furunculoze varice, bătături, eczeme umede, eczeme uscate, dermatite, crăpături ale pielii, noduli, ciuperci, răni, arsuri de orice tip, ulcer varicos, acne, hemoroizi extern. Deci vă dați și pe funduleți dacă aveți probleme. A doua alifie, mărul lupului și gălbenele. Amestecuri, da? Afecțiuni, hemoroizi extern, noduli mamari, candidoze, eczeme umede, eczeme uscate, furunculoze, dermatite, eriteme, lipoame, prurit, pete pe față, psoriazis ten gras, acne, ulcer varicos, piele uscată, zona zoster, ciuperci. Pentru pete datorate unor afecțiuni ale ficatului se asociază cu ceaiul hepatobiliar. Dacă considerați, să vă spune nenea doctorul, că este foarte posibil ca din cauza ficatului, că face analiză, dați ia sânge și vede că ai parametrii ficatului ieșiți din schemă. Și atunci poate să spună, poate să fie adevărat, poate să nu fie adevărat. Adevărul că nu prea știu. Poate să spună, din cauza ficatului, ai pete roșii pe față. Păi dacă tragi la măsea mult, să îngroașă și să spargă capilarele. Atunci asociez și cu ceiuțul și tinctura de ghințură pe care am prezentat la ficat acum, în vară ce bine era
acum 4 luni. În cazul alergiilor și intoxicațiilor se asociază cu celul prezentat anterior, care are și un efect depurativ. Autotratamentul cu uleiuri esențiale, asta e noutate. În cartea pe care cred că deja o aveți, la fiecare organ aveți varianta de autotratament cu uleiuri esențiale. La emisiuni nu am fost pregătit să le prezint la toate organele, dar acum pentru piele m-am pregătit. Eu lucrez cu lavandă, geranium, iubirea noastră mușcată e geranium, da? Imortele, tămâie, arbore de ceai. Dacă situațiile prezintă și urme de infecții, puteți adăuga și câte o picătură de oregano sau de On Guard, așa se numesc uleiurile, la amestecul creat. Deci, luați un ulei de măsline extra virgin pur, este minunat, și puneți picături din ce v-am spus. Lavandă, geranium, imortelă, tămâi, arbore de ceai, plus pentru infecții o picătură de oregano în amestecul ăla, într-o sticluță sau On Guard. Deci toate uleiurile astea sunt foarte puternice. Se diluează în ulei, fie ulei de cocos fracționat, fie în ulei de măsline de calitate. Cel mai bine sfatul meu este, vreau să vă spun că eu, tot ce vă spun dumneavoastră și scriu în cărți, încerc pe mine întâi. Sunt un laborator ambulant. Mai, am feștelit-o cu uleiurile când și plăceau și la gust și îmi dădeam o respirație așa de primăvăratică. Și am exagerat cu dozele. Nu m-am prins eu din entuziasm că deviza la uleiurile astea este următoarea, vă spun în engleză. Less is more. Mai puțin este mai mult. Cu cât mai puțin ulei pui, cu atât efectul este mai puternic. Da? Este ca în homeopatie. Măi, și m-am supradozat cu uleiuri din astea și nu vreți să știți cât de dependent am fost de scaunul de toaletă. Da. Am fost un individ patetic. Da, a trecut. Bun. Aplicarea externă. Puneți pe tălpi, ceafă, gât, tălpi, ceafă, gât, ce-a rămas? Inhalați. Timp de 2-3 minute. Bun. Tata cu uleiurile. Autotratamente de eliberare mental-emoțională. Codurile vindecătoare pentru afecțiunea ale pielei. Ei, aici avem 2 seturi de coduri vindecătoare. Parcă la sânge am mai avut. Virtuțile vindecătoare ale pielii sunt bucuria și răbdarea. Deci sănătatea pielii depinde de bucuria din viața voastră și de răbdarea din viața voastră. Există 2 variante. Facem codurile pentru bucuria timp de 21 de zile, apoi urmează încă 21 de zile codurile pentru răbdare. B. Alternăm bucuria cu răbdarea, adică ziua 1 fac codurile pentru bucurie, ziua 2 fac codurile pentru răbdare, ziua 3 bucurie, ziua 4 răbdare, tot așa, oricum acumulez un număr de 42 de zile de terapie continuă. Și acum, codurile vindecătoare pentru bucurie. Codul 1. Tâmple. Am în 2 mâini. Cam 3 minute. Ca de fiecare dată vă spun. În timp ce stau cu degetele, la distanță nu ating pielea, fac afirmații benefice. Una singură la fiecare aplicare a codurilor. De exemplu, bucuria întru Domnul îmi dă putere. Aleg să mă bucur de ziua de azi și de binecuvântările ei. Scrieți? Aleg să am speranță și să simt bucurie în inima mea.
Fiecare zi este un dar lăsat de la Dumnezeu pe care eu îl deschid cu bucurie și recunoștință. Nimic nu are putere asupra mea dacă eu nu consimt. Aleg să fiu liberă. Iubesc viața și mă iubesc pe mine însă. Pe măsură ce am grijă de mine și mă vindec, învăț să mă bucur de cum sunt ca persoană. Au trecut 3 minute, citesc în minunata carte, între sprâncene mâna stângă, mărul lui Adam mâna dreaptă. Ce aleg eu? Aleg să am speranță să simt bucurie în inima mea. Aleg să am speranță să simt bucurie în inima mea. Și tot așa, iarăși 3 minute. Ultima poziție a primului cod, maxilar mâna stângă, lângă ureche, da? Un pic sub ureche. Tâmplă mâna dreaptă. Aleg să am speranță să simt bucurie în inima mea. Aleg să am speranță să simt bucurie în inima mea. În gând, aceeași afirmație. Tot 3 minute. Am terminat primul cod. Lasă treacă minim 30 de minute. Asta vă tot spun de luni de zile. Și trec la codul 2. Tot pentru bucurie. Prima poziție. Aici tot 3 minute. Stau tot 3 poziția. Maxilar mâna stângă. Tâmplă mâna dreaptă. Cu ce am sfârșit la codul 1. Aleg să am speranță să simt bucurie în inima mea. Aleg să am speranță să simt bucurie în inima mea. Da. Vă modificați starea unor glande endocrine din cap. Prin afirmațiile repetate și repetitive. Au trecut 3 minute, să zice mărul lui Adam, amândouă mâinile. Aleg să am speranță să simt bucurie în inima mea, ce și mai departe. Maxilare mâna stângă, între sprâncene mâna dreaptă. Aceeași afirmație, continuă, continuă, continuă. Se fac codurile de minim 2 ori pe zi, cu pauză de cel puțin jumătate de oră între coduri. V-am spus, nu scăpați, nu se scapă ușor de afecțiunile pielii. Vorbesc de ale extinse, nu de o mâncărime măruntă. Hai, te dai cu un pic de cremă și gata, trece repede. Vorbesc de boli, de maladii. În timp ce execu asta v-am spus, bun, afirmații benefice v-am spus, deci asta sunt codurile vindecătoare pentru bucurie. Ia să vedem acum codurile vindecătoare pentru răbdare. Dragii mei, dacă codurile pentru bucurie lucrează direct pe piele, unghii și păr, cele pentru răbdare acționează benefic asupra sistemului imunitar, pentru că de multe ori bolile de piele sunt reacții imunitare. În special pe fagocite, citochine, B-limfocite, T-limfocite, părți ale nodulilor limfatici, amigdalelor, măduvei osoase și splinei. Deci nu întâmplător răbdarea este virtutea care ne scapă de herpes, impetigo, bube dulci, orice infecție bacteriană, lupus, psoriasis, zona zoster. Care sunt boli, sunt legate de deficiențe ale sistemului meu imunitar. Deci merită să faceți ambele seturi de coduri, și pentru bucurie, și pentru răbdare. Pentru răbdare, codul 1. Tâmple amândouă mâinile, 4 minute. Uitați niște afirmații, notați-vă, vă rog frumos, ca să aveți de unde alege. Eu am tot ce am nevoie acum ca să fiu mulțumită. Eu am încredere în dragostea lui Dumnezeu ca să obțin tot ce am nevoie cu adevărat. Sau, eu aleg să aștept cu răbdare și în liniște, având credința că evenimentele se vor desfășura la timpul potrivit. Sau, eu pot să mă relaxez cu adevărat știind că sunt în siguranță acum. Sau ultima, asta îmi place. Eu aleg să fiu calmă, calm, profitând de fiecare clipă așa cum vine ea, răbdarea. Au trecut 2 minute, mărul lui Adam mâna stângă, între sprâncene mâna dreaptă. Continui să spun aceeași afirmație. Poziția a treia, după 2 minute, maxilar mâna stângă, mărul lui Adam mâna dreaptă.
Bună afirmația. Ultima poziție a codului 2. Între sprâncene amândouă mâinile. Super. Am terminat și codul 2 pentru răbdare. Deci, dragilor, ne-am înțeles cum? Aveți trei variante. Ziua întâi, codurile pentru bucurie. Ziua a doua, codurile pentru răbdare. Ziua a treia, codurile bucurie. Ziua a patra, răbdare. Ziua a cincea, bucurie. Ziua a șasea, răbdare. Până când acoperiți 42 de zile. Sau faceți 21 de zile la rând codurile pentru bucurie și continuați imediat, fără pauză, încă 21 de zile cu codurile pentru răbdare. Bine? Ne-am înțeles, ră? Ne-am. Bun. Autotratamentul mental-emoțional de tip Reiki. Activez palmele prin frecare energică timp de 30 de secunde. Am tot făcut o tehnică asta. Așez palmele în poziție de rugăciune și în timp de câteva minute execut. Vezi, pentru piele am nevoie de activare puternică. Pe piele trebuie lucrat cu destoinicie. Execut o respirație specială pranică. Pe inspir 5 secunde abdominal, mă gândesc la umbilicul meu. Pe expir, tot 5 secunde sug burta, mă gândesc la palmele și degetele mele. Fac 2-3 minute respirația asta pentru activarea puternică a palmelor. Palmele se încălzesc, puternic vibrează. Pun palma stângă pe ceafă, pe scobitură, palma dreaptă pe frunte, 3-5 minute, continui același tip de respirație, inspir umflând în burta 5 secunde, gândindu-mă la buric, la umbilic, pardon. Expir sugând burta, mă gândesc în timp ce expir la palmele mele și la cap. 3-5 minute. După asta, timp de 3-5 minute, continuu rostesc în gând afirmația. Pielea mea este perfect, sănătoasă și strălucitoare. Pielea mea este în gând. Pielea mea este perfect, sănătoasă și strălucitoare. 3-5 minute. După aia mai rămân 3-5 minute așa, nu respir cum vreau, nu mai spun nimic în gând. Dar mențin încă o dată, încă 3-5 minute, nu ca să mă aflu în treabă, ci ca să sigilez la nivelul subconștientului și sistemului limbic informațiile și energiile. Bun. În timp ce fac afirmațiile, pot să vizualizez zona unde știu că este piele afectată, să-mi imaginez, să-mi pun o imagine cu o piele minunată, catifelată, fără niciun fel de scoamare. Da? Ne-am înțeles? Bun. Asta e tratament mental-emoțional. Pentru ca să-mi conving sistemul limbic, subconștientul, că afecțiunea pielii nu are ce căuta acolo. Ăla zice, upsi, stai puțin că ăsta zice că, și că nu mai are psoriazis, piele strălucitoare și curată. What? Păi are. A, bun, păi dacă zice că nu are, hai să mă fofilez și să rezolv problema. Da? Se produce autodobândirea sănătății. Eu m-am îmbolnăvit, eu mă însănătoșesc. A treia tehnică, respirația pranică prin piele afectată. Am făcut-o și pe asta de multe ori. Așez palmele pe zona afectată. Palmele sunt deja activate prin frecare, prin respirația pranică. Ca să nu deranjez lucrurile, pun un șervețel, un șervet pe zona. Adică, prin cămașă. Da? Dacă am cotul, cu psoriazis. Și fac așa. Așez palmele pe zona afectată sau palma pe zona afectată, că nu pot să pun palma stângă pe cotul stâng. Pe inspir, 5 secunde abdominal, mă gândesc la umbilicul meu, apnee 3 secunde, pe expir, 5 secunde, sub burta, stau cu atenția pe mâinile mele. De fapt, pe ce se găsește sub palme? Pe piele, da? Este ca și cum aș expira prin piele afectată. Tot la 5 respirații complete, scutur palmele deasupra unui bol cu apă sărată, timp de lucru 5-10 minute. Dacă tot am palmele activate, dragii mei,
să mai prestăm o dată energia, chirurgia energetică tibetană. De ce? Asta e foarte eficientă pentru că îmi curăță biocâmpul vital sau aura din proximitatea, stratul auric din proximitatea pielii. Pentru că dacă am vitiligo, psoriazis, pityriazis sau alte bube pe piele, zona zoster, cu siguranță biocâmpul vital, adică stratul auric, aflat cam la 5-6 cm de corp de piele, este perturbat și el. Nu există tu să ai o afecțiune gravă a pielii sau nu e neapărat gravă. De ce? Afecțiunile pielii sunt grave și atunci când nu sunt grave. Pentru că arată urât, respingător și te mănâncă și te ustură și te ard. Mă înțelegeți? De altfel, întâi se strică stratul auric și după aia pielea. Astfel încât chirurgia energetică tibetană, asta cu cercurile, este foarte bună pentru liniștirea mâncărimilor, pruritului, cum se numește, da, arsurilor. Foarte eficient. Și mai ales că nu atingeți. Așez palma pe locul opus zonei afectate, direct pe piele. Să zicem, cot. Pun mâna cu care lucrez pe zona unde am psoriazis. Sau orice am. Mâna stângă, aici nu prea am ce să fac, o pun unde poate să stea, o pun undeva pe mine, dar este indicat pe pielea goală. Nu-i cazul să vă arăt acum, știți cum. Bun, aștept până când apar înțepături în mâna stângă, aia care este inertă, care nu lucrează. Încep să fac cercuri de extrogire în dreptul cotului, arunc, las să cadă, nu arunc, las să cadă, deschid palmele. Apoi, după un timp, tasez cu mâna, nu mă ating. Pentru energizare. Dacă zona e mai micuță și la coate e destul de mic, e concentrat, activez degetele energetice prin succiune și încep să pigulesc. Scot și arunc, scot și arunc, scot și arunc în flacăra unei lumânări aprinse pe masă. Arunc în flacără. Foarte interesant că de multe ori parcă apar scânteiuțe, știți? Arde focul, măi, arde energiile respective. Nu sunt povești. Dragii mei, am terminat un drum lung, dar frumos. Nu uitați, telefon în regie spus. Ionescu Sofronie, din București, vreau pielea. Și așa mai departe. Cei care votează pe cei mai mulți pentru un organ vor beneficia în scurt timp la București de un curs gratuit cu organul respectiv. Ne băgăm? Eu mă bag. Vă mulțumesc din suflet și aștept cu sufletul la gură și să fac un curs cu o sală plină, cu 100 de oameni. E treaba mea, găsesc eu o sală. Nu vă costă nimic, numai să veniți să ne jucăm împreună. Și să pregătesc nou calup de emisiuni. Surpriză! Vă îmbrățișez pe toți. Mulțumesc! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, mai natural și mai înțelepți alături de toți cei dragi inimii voastre. Alături de mine în platou, astăzi e o mare surpriză, Oreste și părintele Adrian Singurov. Suntem cu toții la dispoziția inimii dumneavoastră, a gândirii dumneavoastră, a preocupărilor dumneavoastră. Este interesant să abordăm o tematică a condiționării și a libertății și a fericirii. Albert Camus chiar spunea că într-un fel gândește un om într-un bordei,
și în alt fel gândește același om într-un palat. Shakespeare a întărit printr-o chestiune. Puterea schimbă părerea. Tradițional la noi se spune că cunoști un om la suferință sau la plăcere. Care este realitatea? Ce se întâmplă cu noi? Ce ne face cu adevărat liberi? Ce ne condiționează? Zic că încep eu, că după aceea să încălzească o reste, că știu că este o sursă inepuizabilă de informații și de well-being. De-a lungul istoriei s-a dovedit într-adevăr că orice poate fi schimbat, inclusiv lucruri care trebuie să fie exacte, cum este istoria, este scrisă de învingători. Și aici trebuie să pornim chiar subiectul cel mai sensibil, trecem peste introducere, biserica. Biserica la început a existat în catacombe. Chiar dacă nu vorbim numai de Hristos, dintotdeauna. Vorbim, de exemplu, Buddha. Buddha era un filozof. De unde Dumnezeu acum avem religie budistă, temple budiste, când nu s-ar fi gândit niciodată, vreodată, ever, că tot ce a gândit el, concepțiul cu 12 ucenici, ca și Hristos a avut și Buddha, tot aproape identic, structura de gândire, tot, hainele care seamănă cu veșmintele rabinilor și ulterior la preluată biserica creștină, totul este, s-a gândit la un mod de a gândi, de eliberare din legătura acestea ale suferinței. Mai departe, Lao Tzu, un filozof, vorbim de taoism. De unde? Acum avem temple taoiste. Avem temple și culte care s-au format, biserici, pe munca și pe revelația unor oameni sfinți, care n-au avut nicio legătură cu ce s-a construit ulterior. Să înțeleg că referința sau contrastul este între sursa primară și instituționalizare? Absolut. Întotdeauna a fost asta și bineînțeles că și istoria a fost scrisă și nuanțată în cel mai fericit caz de cei care au avut interesul să formeze o linie, un mod de a gândi. Pentru ce? Pentru manipulare. Fiindcă s-a polarizat, dar întotdeauna a fost polarizată omenirea între sclavi și cei care stăpâni, așa auto-intitulați stăpâni ai omenirii. Din totdeauna am fost polarizată. Și atunci, normal că stăpânii își trag de partea lor mijloacele cele mai eficiente în controlul mulțimilor. Ce un lucru foarte logic. Care sunt aceste mijloace cele mai eficiente de-a lungul timpului și care sunt acum? Din totdeauna a fost religia. Din totdeauna. Oreste, tu ce părere ai? Păi uite, am să încep și eu, că m-am încălzit așa ascultându-vă. Am să încep de la ce spunea un mare sfânt, Maxim Mărturisitorul, că noi, de fapt, suntem bolnavi de necunoașterea propriei noastre cauze. Da. Tu vorbeai de fericire și de condiționări. Păi noi putem să găsim o cale către fericire dacă ne îndreptăm către cauza noastră fundamentală, iar pentru noi, indiferent dacă suntem din patrimoniul iudeo-creștin, budist, taoist sau animist, atâta timp cât deasupra noastră, în transcendența noastră, se află un adevăr pe care mintea noastră nu-l poate pătrunde, dar îl poate înțelege inima noastră, mergând pe această cale a inimii, adică ducându-ne către Dumnezeu care locuiește în inima fiecăruia dintre noi, putem găsi, și doar așa putem găsi, calea fericirii. În momentul în care îl exportăm pe Dumnezeu în afara noastră și îl închidem în niște temple, în niște icoane, în niște ritualuri care devin din ce în ce mai exterioare proprii noastre cauze spirituale lăuntrice, atunci ne proiectăm o fericire undeva într-un univers care nu mai este etern, este efemer. Templierii au construit foarte frumos, dar tot piatră. Templul lui Solomon e ridicat, nu, de niște înțelepți în ale construcțiilor, că, hai să zicem, Hiram Abiff, nu, era un mare arhitect. Dar piatra e una și cuvântul cel viu al lui Dumnezeu, care este viu, este altceva. Și atunci foarte frumos spune Părintele Singur. Da, în momentul în care cineva încearcă să-l confiște pe Dumnezeu și să-l dogmatizeze, fie într-o religie, fie într-un sistem filozofic, fie într-un templu, indiferent dacă templul ăsta e volatil sau nu, atunci inevitabil intrăm într-o altă zonă și este zona de putere care domină și controlează mulțimile prin religie. De ce prin religie? Pentru că hai să pornim dintr-o secvență foarte clară a istoriei, că vorbea Părintele Singurov despre istorie. Păi la început,
Și la început, dacă reducem această lume socială de 7 miliarde și ceva, că suntem acum în orașe, cetăți mai moderne sau mai puțin moderne, domne, omul ăla primordial, tribul ăla primordial, comunitatea aia inițială din care am pornit cu toții de undeva din centrul Africii, acum nu știu câte sute de mii de ani, avea acolo un șaman. Acolo, în prima comunitate de oameni, cineva știa să tălmăcească neînțelesul minții. De ce tună, de ce fulgeră, de ce mor oamenii, de ce se îmbolnăvesc oamenii, care e cauza bolilor, care e cauza fericirii, a tristeților și așa mai departe. Și atunci șamanul, care stă la baza tuturor religiilor, că spune Petru Curianu foarte bine în studiile sale și Mircea Eliade în istoria religiilor, vorbește despre această naștere religioasă din trunchiul fundamental care este a șamanului, domne. Adică un om pe care comunitatea l-a înzestrat cu această capacitate extraordinară de a ieși din material, de a ieși din concret, de a vorbi cu nevăzutul, de a tălmăci lucruri care nu au raport cauză-efect imediat. Aici vreau să te întreb ceva, dacă îmi permiți. Oamenii obișnuiți, nu e vorba de oamenii doar de acum, oamenii din toate timpurile, au fost împinși de niște lucruri. De durere, de suferință, de plăcere, de fapt până la urmă sunt doar două. Atracția și respingerea. Plăcerea, bucuria, fericirea și frica. Corect. Spaima. Păi, toți avem două pedale. Noi suntem o mașină cu două pedale. Acceleratorul e dorința, da. Și frâna e frica. Și atunci tot ceea ce ne împinge pe noi în dinamică este dorința. Și noi suntem toți oameni ai dorințelor. Doresc să fiu mai bun, doresc să mănânc mai bine, doresc să conduc o mașină mai bună, doresc să am confort, doresc să am putere, doresc să am bani, doresc să mă duc la predeal. E, dacă n-am dorit nimica, n-am ieșit în acțiune. Ce mă limitează pe mine să mă duc până la capăt în dorința mea? Teama. E, cine controlează dorința și teama are un sistem de manipulare perfect. Da, dintotdeauna. Dar nu chiar condiția noastră, cumva, nouă ne este o continuă foame. Foame pentru orice. Nu doar basic, sunt, e foamea pentru alimente. Dar dacă o satisfaci, ajungi la un alt nivel de foame. Există și o foame sufletească, intelectuală, care ne împinge, ne condiționează. Care a fost foamea pentru care au apărut religiile pe lume? Foamea de sens. Oamenii au investit foarte mult în domeniul spiritualității, în căutarea sensului pierdut. Noi toți, nu are Pirandello o piesă extraordinară, 6 personaje în căutarea unui autor. Noi ne căutăm autorul, noi înțelegem omenește că nu suntem propria noastră cauză. Nu noi ne-am născut de la sine putere, cum nici apa nu se încălzește de la sine. Ea are nevoie de ceva exterior nou, în același timp și interior nou, care să ne dea sens. Viața fără creatorul nostru, indiferent cum îl numim, Allah, Iahve, Dumnezeu, Manitu, diferitele culturi ale lumii, tot la Dumnezeu se referă când îl plasează această, când plasează această forță creatoare undeva și înăuntru nostru și în afara noastră. E, noi prin creștinism ce înțelegem? Că noi suntem ca un pulover, domne. Noi avem un înveliș exterior, care este lumea noastră din afară și care aparține cezarului, spune Mântuitorul foarte bine. Omul în afara lui locuiește într-o lume care este supusă unor ordini. Pentru că dacă n-ar fi ordine, ar fi haos. Când e haos, ne uităm, facem o analogie cu sistemul imunitar sau facem o analogie cu sistemul nostru de sănătate, că toți suntem la tehnologiile sănătății. Ce înseamnă boală? Boală înseamnă haos. Ce înseamnă orice fel de patologie? Înseamnă ieșirea din matrice, adică ieșirea din ordine. Și Eminescu, când făcea, a studiat vedele, când făcea referința din Doamne, din haos, Doamne, m-am născut și m-aș întoarce în haos. Da, da, dar haosul ăla este doar preambulul ordinii. Hai să ne ducem pe Biblie, că ne e cel mai la îndemână. Noi suntem moștenitorii unei tradiții iudeo-creștine teribile. Drumul către iad e pavat cu bune intenții, adică până la urmă... Cu cele mai bune intenții. Cu cele mai bune intenții, așa. Mai bine e răul. Și atunci ordinea se naște, nu? Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra unor ape haotice, după care Dumnezeu, prin lumină, ordonează lucrurile. Și noi suntem haos într-o ordine, pentru că și noi suntem haotici,
De când ne naștem, noi suntem haotici, trebuie să ne ordoneze cineva. Și ne ordonează cineva prin limbaj, ne ordonează cineva prin educație, ne ordonează cineva prin, hai să zicem, informare neurolingvistică și așa mai departe. Altminteri ar fi haos. Și intrăm într-un paradox. Uite, chiar vreau să discutăm despre asta, că e ieșirea din condiționare. Dom'le, dacă lași un om în libertatea lui absolută, fără să-l constrângi cu nimic, el își atinge potențialul maxim sau nu? Nu. E, tocmai aici este interesant. De ce are nevoie? Că libertatea, să știi că se naște din constrângere, nu se poate naște altfel. Pentru că uite că e ca la actorie. Dacă tu lași un actor de capul lui... Adică ai nevoie de comparație? Ai nevoie de regizor. Ai nevoie de dramaturg. Ai nevoie de un cadru. Pentru că, alminter, noi nu putem să ne dezvoltăm în potențialul nostru maxim. Ca să ajungi la maximum de performanță pe o scenă de teatru, tu trebuie să ai o rigoare extraordinară care îți dă libertate. Reîntoarcerea fiului pierdut, ai nevoie de să vezi ce e rău ca să alegi binele? Părinte, cum e? Mi-a plăcut filozofii evrei, la ei este o chestie interesantă, un paradox. Ori sunt extrem de malefici, ori extraordinar de divini, de luminoși. Și sunt de filozofi, mi-a plăcut Aram Frankian și Leon Birnbaum. Se spunea acolo, apropo de vectorul anentropic, în sensul că vorbea cu mult timp înainte de teoria lui Lorenz despre teoria haosului, vorbeau despre această ordine. Vectorul entropic, care e cel care străpunge ca o bulă de săpun, străpunge ordinea pentru a o face mai bună. Și aici avem ideea asta, cum au vechii indieni în Vede, avem pe Brahma, care este creatorul, avem Shiva, care e distrugătorul, sau, mă rog, elementul transcendent, și Vishnu, care este viața, sau care dă viață. Ideea asta este, nu reprezintă o multitudine de zeități, sunt atribute ale paradigmele creației, ceva de altă natură, dar de aici omul căzând în frecvență, în vibrație, în conștiință, nu a putut să perceapă informația bazinului revelațional inițial, fiindcă era unic la început. Toată știința, toată cunoașterea era dată omenirii. Nu exista separatisme, schisme mentale. Și când ai informație unică, omogenă, ca să... E clar că trebuie să ai un anumit nivel de percepție. Când ai căzut ca nivel de conștiință, nu mai înțelegi lucrurile așa cum au fost inițial și atunci crezi zeități, apar schisme la nivel interior, omul nu mai este unitar, el, pentru că de aici este ruptura și începe să apară, să iasă la suprafață creierul reptilian. Și atunci se omoară frații între ei, Cain pe Abel. Așa apare în istoria omenirii această cădere ca nivel. Avem Psalmul 48. Omul în cinste fiind, n-a priceput, alăturatul s-a dubit toacilor celor fără de minte, s-a asemănat lor. E un light motiv care însățește istoria omenirii. O cădere permanentă, continuă, din înțelegerea lucrurilor de la început, fiindcă tot e mental. Dacă ai o gândire unitară, simți, intuiești, vezi că ești cu tot, noi am fost acuzați de New Age. Dar să știți că, știți cum este viclinia asta a diavolului, că o să vezi, vorbește partea asta, ce definiția diavolului. Să zicem că ar fi un diavol. A fost anatemizat. Tot ce iese din clișeile care au fost date de biserică de-a lungul timpului, sub acest blestem al anatemelor, care a fost este un instrument politic. Anatemele au fost date ca instrument politic exclusiv. Pentru că întotdeauna Sfinții Părinți au avut paralel cu sinoadele oficiale, sinoade în care ei se întâlneau și într-adevăr au creat lucruri excepționale. Apropo de ordine, da. Că suntem la tehnologiile sănătății, dăm voie să aduc puțină ordine și în această apă, care ea nu este în ordine. Și să o aducem la nivelul la care inițial ea ne-a fost lăsată de la Dumnezeu, adică un nivel al pH-ului peste 8, și ceva, ca să ne facă bine, pentru că nu, hrana trebuie să ne fie și medicament, nu doar așa un combustibil pentru satisfacerea plăcerilor. Sănătate înseamnă ordine. Sănătate socială, sănătate individuală, sănătate spirituală, sănătate colectivă sau particulară, individuală, toate astea sunt legate de paradigma ordinii. Ordinea asta, aici trebuie să ne punem întrebare, este o ordine pe care o impune creatul sau este o ordine impusă deja ab initio de creator? Și atunci dacă noi ne ducem la grădina Edenului, ne ducem la acea lume în ordine pe care Dumnezeu a lăsat-o protopărinților noștri,
înainte de cădere. Livada aia simbolică cu toate fructele lumii, toate fructele universului, și noi prin fruct nu înțelegem doar partea materială, ci logoiul din spate, cum ar spune teologul grec, adică sensul. Sensul, rațiunea lucrurilor. Toate lucrurile din jurul nostru, văzute sau nevăzute, ele au o rațiune. Rațiune este foarte sinonim în limba greacă cu ordine. Ordinea mentală înseamnă rațiune. Și atunci nouă, din păcate, pentru că noi suntem o natură căzută și suntem pervertiți de propria noastră sete de îndumnezeire, pentru că, de fapt, noi ce facem? De ce ne îmbolnăvim noi? Când ne îmbolnăvim noi? Păi mă întorc la ce spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul. Când ne depărtăm, ieșim, ne entropizăm față de propria noastră cauză, care este ordinea dumnezească. Și atunci Dumnezeu ne-a creat, tot ce ne-a lăsat, ne-a lăsat într-o ordine. De asta și legile lui Moise. Ce sunt ele, legile lui Moise? Sunt niște principii ordonatoare. Ce este de fapt îndemnul lui Hristos, iubește-L pe Domnul Dumnezeu tău cu toată ființa ta și pe aproapele ca pe tine însuți? Este ordine. Hristos spune, n-am venit să strig legea, adică ordinea, ci am venit să o împlinesc. Iar principiul ordinii este tocmai acesta. Să ne raportăm pe verticală la ordinea dumnezeiască, pentru că verticala noastră este lăuntrică, este spirituală. Dar să avem o ordine și pe orizontala noastră, unde? În lumea pe care o trăim, în lumea cezarului, în lumea din afară. Religiile despre care vorbim noi ca principiu manipulator, să știți că ele nu s-au născut așa. Ele s-au născut ca un sistem ordonator. Dacă studiem comparativ toate istoriile lumii, o să vedem că acolo sunt principiile unice ale aceeași ordine. Că ele au fost confiscate ulterior și au devenit în dezordine. Da. Asta nu mai este vina ordonatorului principal. Da. Cineva a pervertit. Noi înșine pervertim ordinea dumnezeiască. De ce? Și cu asta închei. De unde începe și boala noastră spirituală? Pentru că noi, uneori, avem senzația că putem să ne substituim ordinii divine, că ne putem face propria noastră ordine, că putem să ne facem propriul nostru sistem legislativ, propria noastră paradigmă și să nu ținem cont neapărat de ordinea cosmică și universală. Și atunci ne îmbolnăvim social, individual, colectiv și așa mai departe. Se spune că suntem co-creatorii, așa sunt toate aceste noi curente, co-creatorii vieții noastre. Adică vorbind de un creator, vorbind de un destin, dar în același timp un destin care nu suntem roboți. Se spune în limba română. Destinul, a spus Părintele Singurov, e programat genetic. Care destin? Hai să înțelegem o dată pentru totdeauna. Ce e, domne, destinul ăsta? Da. E așa o abstracțiune, e o lege nescrisă a Universului pentru fiecare dintre noi? Nu. Cine este destinul nostru? Este însumarea moștenirilor genetice, că de-aia fiecare are destinul lui personal. De unde se naște această unicitate a destinului? Din moștenirea genetică. Toți venim de la părinții noștri, de la contrazice, bunicii noștri, de la străbunicii noștri, toți venim pe liniile astea. Mai există un factor aleatoriu. Ăla sparge tot. Un factor aleatoriu este liber arbitru. Sigur, foarte, foarte mic. Asta ne particularizează pe fiecare dintre noi în destin, liber arbitru. Un mare biolog pe care l-a apreciat și care este în viață și care îl consider poate unul dintre cei mai mari biologi ai planetei, Bruce Lipton, cu epigenetica și așa mai departe, că chiar acest ADN de care ne vorbești are 50% vine această moștenire din trecut și ne dă toate starea de sănătate, de boală, tendințele și așa mai departe, dar și psihologic capacități care vin din trecut sau nu, și condiționarea mediului. Deci 50% înseamnă unde ședem, cu ce interacționăm, cu ce ne hrănim, ce bem, ce gustăm, ce respirăm. Și aici o simplă chestiune. În Ayurveda, de exemplu, știința multimilenară indiană, sunt gusturile, cele 6 gusturi. Un aliment, nici nu mai vorbesc de calitatea lui, cât de proaspăt sau că nu-i proaspăt, sau numai un simplu gust ne transformă la nivel psihologic, de sunt ca niște robinete pe care le dăm drumul în creier în momentul în care mâncăm ceva sau în momentul în care depindem sau avem o preferință exagerată pentru un anumit gust. Gustul dulce al iubirii, gustul sărat în
prin dependență totală de un hedonism față de plăcere. Dar altfel este ceea ca sarea în bucată. Ne intensifică plăcerea, ne dă o bucurie de a ne hrăni și de a fi. Gustul acru este un gust care duce la concentrare. Deci cei care levită au o concentrare foarte slabă sau nu o pot atinge. Cei care exagerează și vor doar acru au așa numiții ochelari de cal. Adică sunt foarte concentrați, foarte mobilizați, dar nu pot să-i, sunt ca trenul pe șine, nu poți să-i scoți din ale lor. Ei așa sunt. Gustul acri. Iute, da, devii o acritură la un moment dat în raport cu ceilalți. Gustul iute, iute te și duce la gândul de a avea o minte iute și chiar asta se și petrece, adică ai la nivel de neurotransmisători. Deci totul este foarte iute, mintea ta este foarte rapidă. Ești iute, dar în momentul în care exagerezi, ai o preferință exagerată de a mânca foarte picant iute, devii agitat. Gustul amar, un gust elevat, un gust special, acest amar se consideră, noi vedem, este un gust care ne conduce către esență. Către bere. Nimeni nu vrea să trăiască acest gust în toată profunzimea lui, pentru că se spune, uite, o ființă amărâtă, o ființă... Și uite, totuși, dulceața de cireș amare e cea mai bună dintre toate dulcețurile făcute deci de mâna omului. În exces, acest gust amar te amărăște, dar altfel te duce să vezi diferența între ceea ce este esențial și ceea ce nu este esențial în tine, în viața ta, în ceea ce faci. Și mai este un gust astringent, un gust special care îți oferă un control al simțurilor, o deprivare senzorială, o introspectare mai ușoară. În exces, bineînțeles, te face să rupi, să nu-ți mai dorești legăturile cu ceilalți. Toate aceste gusturi noi dăm peste ele. Noi, prin alimentație, numai o luăm așa, numai ca alimentație, pentru că, de fapt, când noi spunem că ne hrănim, eu spun că ne hrănim pe toate nivelele, dar un nivel fizic pe care toată lumea îl întâlnește și este foarte comun, iată că noi suntem manipulați, între ghilimele, de ceea ce mâncăm, de preferințele noastre și modul în care noi gândim, modul în care noi vedem viața, prisma prin care noi vedem viața, este deja condiționată de calitatea, de gusturile a ceea ce mâncăm, de aerul pe care respirăm, de culorile pe care le întâlnim în viață, de ceea ce ne hrănim prin intermediul simțului vizual, ca act estetic, sau pur și simplu prin ceea ce avem ca și obișnuințe de a urmări anumite emisiuni și așa mai departe. Ne hrănim și ceva ne creează dependență. Să știți că există o dependență care se creează atunci când alimentele pe care le mâncăm noi sunt îmbogățite cu acești potențiatori de aromă, de gust. Problema este că seamănă foarte mult cu dependența și această otravă care o dăm copiilor, dulcele. Dulcele este o otravă. Mai este o problemă pentru că noi cu timpul ne pierdem această capacitate de a simți ce avem nevoie. Organismul cere el singur ceea ce are nevoie și îți spune foarte clar când ai nevoie de ceva acru, exact ce spunea și Maximilian. Sunt anumite lucruri, un dezechilibru care caută organismul să-l rezolve, homeostazia aceasta, prin ceea ce simt tu nevoia. Simt nevoia de un dulce, dar dulcele acela, în loc să iei, eu știu, ce ar trebui, o fructă naturală care conține, eu știu, un dulce natural, tu te duci și iei lucruri artificiale, sintetice. De aici vine și folosirea acestui imunocub. El are, există tehnologia aceasta care, într-adevăr, resetează, aduce aroma originală. Noi ne-am obișnuit să fim atrași de alimente care au
ne-a obișnuit. Na, în de zile, vă dați seama că e deja a doua natură. Ne place, ce gust bun, alimente care au potențiator de aromă și de gust. Acest monoglutamat de sodiu, că toată lumea știe despre el, dă tărie, dar să știți că dacă scap de el, la un moment dat s-ar putea să pară mâncarea fad, a n-are niciun gust. E, să vedeți... La început. La asta vreau să zic. Cu timpul îți încep să simți gustul natural, dar este exact ca cum scade o dependență. De orice, de fumat, de băutură, nu se scapă peste noapte și s-ar putea să ai acel sevraj, nu-ți place mâncarea, n-are gust, ia să pui, să faci din 3 cartofi 2 cepe, un pătrunjel sau un păstrânac, să faci o supă, fără nimic. N-are gustul ăla, parcă nu ți-ar place, vreau pe aia dinainte, o trăvită. Dar în timp o să simți savoarea, mă rog, mâncării alimentelor naturale. Iar asta nu se poate face imediat. Părinte, dăm paharul, pentru că am vorbit un pic de aducere în ordine și acestei ape. Avem senzația uneori că dacă, domne, luăm apă de la izvor, plată sau minerală, asta este o apă naturală. Ei bine, nu este o apă naturală, pentru că orice apă minerală... Te rog, Oreste, servește-o și pe mine. Așa, orice apă naturală, adică apă de izvor, are nivelul pH-ului peste nivelul pH-ului normal al corpului. De aceea apa este vitală și este recomandată în absolut toate terapiile. Pentru că având un nivel de pH mai ridicat decât 7,34, cât este nivelul nostru de pH, ne ajută să ne vindecăm. Orice apă minerală cumpărăm, dacă ea nu este dintr-o sursă ultraalcalină și se scrie pe ea, ea este tot acidă. Și atunci noi avem senzația că dacă bem apă plată e mai sănătos decât dacă bem apă de la chiuvetă. Nu, este la fel de nesănătos, pentru că dacă este sub nivelul pH-ului propriului organism, devine și se adaugă o cantitate acidă care ne îmbătrânește ușor, ușor la nivel celular. Și atunci principiul ăsta pe care îl folosește imunocubul pentru alcalinizarea apei nu face altceva decât să transforme orice fel de apă în apa aia care curge peste pietre de munte. Cine a gustat și a făcut diferența între cea mai bună apă, hai să nu dăm o reclamă de asta de la noi, ape din munții Elveției. Dom'le, chiar și aia, fiind îmbuteliat, dacă o bei simplu, are un gust, după ce îi ridici nivelul pH-ului timp de 10 minute, 5 minute, depinde. O realcalinizezi. O realcalinizezi, gustul acelei ape seamănă extraordinar de mult cu apa pe care fiecare dintre noi care am mai călătorit pe cărările patriei așa și am băut în căușul palmei dintr-un izvor cu apă curgătoare, e apă vie. Credeți că înțelepții noștri povestitori de bazme întâmplător au încercat să ne insufle de-a lungul generațiilor principiul ăsta, domne, există două tipuri de apă. Există apă vie și există apă moartă. Fiecare are un sens. Apa moartă este folosită în exterior. Ce vedem noi că fac eroii bazmelor noastre? Lipesc capete tăiate, degete, mâini cu apă moartă. Dacă să-l aducă, să-l readucă la viață sau la starea de sănătate, folosește apă vie. Și atunci cu apa moartă putem să ne spălăm. De-aia ne ducem la cadă, facem duș. Nu e foarte importantă apa care vine pe contactul de piele să fie la un nivel de pH foarte ridicat. Dar apa pe care o bem, adică o introducem informațional într-un univers întreg care este universul nostru celular. Apa asta vie, că de-aia e vie, ne redinamizează la nivel microcelular, ne readuce ceea ce vorbeam noi de la începutul emisiunii. Unde? La ordinea din tâi. Ordinea din tâi este singura ordine care păstrează starea de sănătate. Și ordinea din tâi este ordinea naturală. Mulți dintre privitorii acestei emisiuni sunt convins că și-ar dori să fie supranaturali. Numai că noi, cum să fim noi supranaturali dacă noi am încetat de niște secole bune să fim naturali? Păi tu nu poți să fii supra ceea ceva ce nu ești. Hai înainte să vrem să fim supranaturali, haide să ne dorim din toată inima să fim naturali. Adică să ne reîntoarcem la firesc, să ne reîntoarcem la gustul fără de gust. Pentru că eu ce am observat cu imunocubul, dacă îmi permiteți. Când am început să mă purific și să scot toate elementele chimice din fructe și din legume, exact ce spunea elementele toxice. Inițial, mărul eliberat de jmechereala din gust, cu mărul ăla natural pe care îl iei netratat dintr-un copăcel dacă îl mai ai, la început, mărul natural părea că nu mai are gust.
pentru că nu mai recunoștea creierul drogul cu care fusese obișnuit. Dar după vreo 3, 4, 5 ședințe din asta, papilele mele gustative au început să simtă o explozie de dulce pe care niciun zahăr din lumea asta și nici o miere din lumea asta nu ți-l poate da. Dulcele ăla din morcov. Câți dintre dumneavoastră ați mai simțit dulcele din pară? Dulcele, dar dulcele, dulce care e specific. Dulcele de caise este specific față de dulcele din cireașă, dulcele din portocală. Și atunci, iată că Dumnezeu ne-a dat o paletă infinită de dulce. Băiatul deștept ăsta care face bani în potențiometre de gust a sintetizat toate nuanțele de dulce într-un singur dulce. Toate nuanțele de sărat într-un singur sărat, toate nuanțele de acru într-un singur acru, toate nuanțele de amar într-un singur amar. Și ne-a redus, ne-a păcălit, ne-a sărăcit. Și atunci eu vorbă multă sărăcie omului. Dacă încercați o zi, două, trei, patru zile să eliminați gustul artificial din toate produsele și să treceți peste ceea ce spunea părintele, inerția aia, domne, nu mai are gustul ăla cu care am fost neobișnuit, și să spargeți bariera asta și să vă dați răgaz, să resimțiți evantaiul ăsta fantastic de nuanțe pe care Dumnezeu l-a lăsat în natură. Și o să regăsim dulcele, zaharoza și fructoza, care nu ne mai îmbolnăvesc, ne însănătoșesc. Noi nu putem să facem asta în momentul de față fără ajutorul unei tehnologii care reface de fapt principiile naturale. Asta este singura cheie pe care o are acest aparat. Este atât de simplu principiul lui. Și tocmai de aceea este și atât de eficient. Pentru că nu face altceva decât să reproducă la o scară miniaturală ordinea pe care Dumnezeu o recrează și o permanentizează în univers prin cele trei caracteristici ale Trinității. Unul care creează, nu? Unul care distruge ceea ce este vechi și celălalt care dă sens, teza, antiteză și sinteza dintre cele două. Asta face și acest aparat. Chiar, și Maximilian, dă-mi paharul tău ca să nu... Mulțumesc foarte mult! Apropo de ceea ce ai spus despre ape, chiar cea mai bună apă din cel mai bun izvor. Odată ce a trecut jumătate de oră de la colectare, poți să nu-l pui în plastic, îl pui în sticlă, își pierde un lucru esențial. Își pierde această proprietate de apă vie. Pentru că această apă vie este o apă bioenergetic vie, este cu niște proprietăți vindecătoare, da? Surpriza este că acest dispozitiv, în prima jumătate de oră de la tratarea, deci dacă tratăm 5 minute acest volum de apă, în prima jumătate de oră beneficiem nu doar de o apă pură, o apă alcalină, ci în primul rând exact ceea ce ai simțit, că bei ca și cum ar fi de la un izvor de munte, îl bei ca și cum ai fi acolo și bei. Adică o apă vie. O apă care curge. Exact. În prima jumătate de oră, această resetare a codurilor și îmbogățire cu energie ne aduce valori care sunt, deci, o autoterapie. O revenire printr-o limpezire a minții, o pace sufletească, organele noastre funcționează mai bine, detoxifierea ca și proces, dar și revitalizarea ca și proces, ne simțim complet altcumva, reveniți, regăsiți. Da, într-adevăr, tehnologia aceasta, prin conceptul de bionică, imită ce se întâmplă fenomene naturale. Ne referim, primul rând, la perioada furtunilor, când sunt descărcări electrice de înaltă frecvență, de înaltă tensiune, care sunt și trăznete și fulgere cu diferență, dar să știți că nu e vorba numai despre asta. Natura își curăță, își resetează structura în mod automat. Exact cum e sistemul imunitar al corpului uman. Când apară discontinuități, disfuncțiuni la nivel, nu știu, v-am mai zis, de energia DOR și ORANUR, despre care vorbea Reich, aceste energii statice care se blochează anumite zone, imediat pământul se scutură, ori cu tremure, ori descărcări electrice de mare putere, și se așează lucrurile imediat. Se simte în aer acest aer ozonat care reprezintă efectul exorcizării, efectul resetării, aducerii în echilibru, în armonie a naturii. Dar să știți că sunt fleșuri, sunt fleșuri de energie, aceste fleșuri reprezintă acest sistem imunitar de resetare,
de aducere la ordine, de care vorbea și Oreste. Această ordine care există ca o lege veșnică a lui Dumnezeu, care se manifestă și în creație. Există legile acestea care sunt teoria superstringurilor. Nu există haos. Chiar și în teoria haosului, v-am zis lui Lorenz, există tocmai dovada că nu există haos. Asta e teoria. În asta se ajunge la sfârșit. Matematic dovedit că haosul la rândul lui este armonios. Haosul este ordonat. În aparență, haosul care este într-un loc, de fapt, în perspectivă, este perfect în armonie cu alte aspecte. Iar această tehnologie ne reajută și ne resetează pe noi în mod natural. Da, am o întrebare pentru amândoi. Dacă se spune că Dumnezeu e în tot și în toate, este dincolo de tot și toate, este totul, atunci toată partea asta cu suferința, cu stai că cine te-a influențat, că necuratul te-a pus sau de unde apar influențele negative, cu jocul, ce se joacă cu mintea omului, cu relațiile. Deci dacă Dumnezeu este totul, i-a scăpat ceva lui Dumnezeu de există tot acest bucium și iadul și raiul în rugăciune, este referința și nu ne duce pe noi în ispită? Adică Dumnezeu ne duce în ispită? Știți că există o nuanță. E o nuanță aici. Foarte dar în rugăciunea asta, în rugăciune. De ce există această traducerea afirmație? E un pic forțată, pentru că mai corect este spus, trebuie să respect și semantica și sensul. Nu ne lăsa duși, nu ne lăsa în ispită. Pentru că, dar ispita asta cui aparține? Nu este, i-a scăpat lui Dumnezeu? Nu, asta e libertatea. Aici e foarte interesant. Deci nu poate să nu te, să ne scapă, dacă te-ai scăpat de ispită, înseamnă că te-a îngrădit, te-a pus în clișeu. Trebuie să te lase să cunoști și să-ți dovedești rezistența la ispită, dar dacă totuși ai căzut, să nu te lase în ispită. Cine a creat ispita dacă n-a creat-o Dumnezeu? Ispita, exact cea, opțiunea creației, e foarte ispita. Adică cine a creat ispita? O secundă. La început totul a fost bine. Când a creat Dumnezeu, totul la urmărie perfectă. A fost declarat așa oarecum erezie. Ideea asta de a fi totul în toate este monism, altul cu Dumnezeu în toate e panteism și pe undeva toate reprezintă o greșeală, cu toate că isicasul în toate tocmai asta face. Experimentarea directă a divinității îngerilor necreate, totul în toate, vorbește de Bruce Lipton și dovadă științifică, teoria lui așa, o teorie științifică acum de curând din 2012 pe care s-a descoperit că există la magia universului natura noastră interioară identică o energie, o radiație relicvă. Stuart Penrose-Hameroff, așa mi-am dus aminte, și această teorie care arată că ce este în afară este și înăuntru, dovedit științific. Și vorbim că totul e în toate, până la urmă este o dovadă științifică. Bruce Lipton a avut dreptate. Dar cine a creat ispita de mine? Ispita, nu poți să spui că e creată. Este o disonanță de termeni. Nu e creată ispita. Omul la început era în armonie. De exact cum am spus, lângă o mănăstire sau un focar puternic de lumină, apare întotdeauna un pol de întuneric. Și invers. Asta este, aici a fost creația la început, exact ca simbolul acela al Tao. Când a fost creată armonia, automat în logica armoniei trebuia să existe un reper și a apărut un pol foarte mic de entropie. Ca să creeze, aspectul dinamic al perfecțiunii. Că perfecțiunea statică nu e perfectă. Ca să aibă o mișcare, să aibă un aspect dinamic, trebuie să aibă o entropie. Entropie este motorul creației. Este de stă în natura noastră ca noi să devenim Dumnezeu. Peste miliarde, un fiind de ani, noi toți, conștiința colectivă, vom deveni Dumnezeu, care vom avea capacitatea să ne translocăm în trecut și să fim Dumnezeu dintotdeauna, veșnic. Dar noi acum suntem un Dumnezeu în devenire. De asta a spus să nu mâncați din pomul cunoașterii, pentru că nu sunteți încă pregătiți. Nu ca să nu cunoaștem, nu suntem și dovadă așa cum. Ce face omul cu tehnologie primită de la, prin revelație, de Tesla sau celălalt? Face cu tremur artificial. Ce facem cu toate informațiile sau tehnologie care trebuie să ne facă să întoși pe toți să devenim nemuritori? Până aici s-a ajuns, putem fi nemuritori, se știe asta. Există la safe, dar nu safe, sunt deja prototipuri în laboratoare, care omul poate fi regenerat la nivel atomic, celular, în câteva minute. Și să fie făcut perfect sănătos. Ce face cu tehnologia? Pe o folosește pentru a distruge.
Deci nici acum noi nu suntem pregătiți la nivel de conștiință, poftim, în atlanții, aveau cunoaștere mult superioară nouă. Ce au făcut? Au scufundat un continent întreg. Avem proprietarul. Exact. Nu, aia, consecințele. Consecințele. Jocurilor. Și Hristos n-a spus de acea parabolă că vine stăpânul să vadă ce a făcut, că a trimis pe 1, 2, 3 și pe fiul lui să aibă grijă ce face cu via lor și când i-a omorât pe toți și a venit să exact ce s-a întâmplat. Pe Hristos l-a omorât ultima și a zis, măi, ce ați făcut cu grădina mea? Ați distrus un continent. Cine devine? Și apoi venim cu această legendă. Nu eu, Eva, nu eu, pe șarpele. Pentru că a venit proprietarul și a zis, a distrus un continent, a distrus o creație. Și atunci s-a limitat telomerul, fiindcă avea mii, putem 3.000 de ani. Cine este șarpele? Așa, șarpele este exact telomerul, telomeraza omului, ața vieții. Este și forma șarpelui. Este o chestie de similară cu șarpele Kundalini, dar este mult mai profundă ideea asta. Capacitatea omului de... Șarpele este tentație, este creat de Dumnezeu? Bine, dar nu e tentație. Este creat, este în firea omului, dar nu e șarpe. Este dorința omului de a ști, pofta de a ști. Dar pofta de a ști în afara prezenței divine duce la demonizare. Pofta de a ști, a cunoaște în interiorul, în norme, în ce a zis de rigoare ce vorbea și Oreste, atunci e divin, atunci te mântuiești. Asta e mântuirea. Cine e stăpânul acestei lumi? Stăpânul acestei lumi este diavolul, o spune însuși Iisus Hristos. Și atunci nu el ordonează lumea? Nu, nu e haos. Nu, nu. Păi haos, uite dovadă. Haosul. Uitați-vă la lumea asta, că spune, foarte bine spune părintele. Ți se pare că lumea asta de azi, acum în clipa asta, în clipa asta în care ne priviți acum și suntem acum, unde e ordine? Exact. În spatele a ceea ce noi vedem ca fiind haos, sunt curenții de control, de manipulare, care este o altă ordine. Da, da, asta e tot o dezordine, pentru că ordinea înseamnă viață, atenție foarte mult. Spunea părintele o chestie extraordinară, noi putem să fim de fapt noi suntem nemuritori din punct de vedere duhovnicesc. Duhul nostru nu moare niciodată. De-aia vorbim de fantome, strigoi, moroi și de o tradiție milenară, multimilenară de milioane de ani în care oamenii știu că noi după ce murim ne ducem într-o altă lume. Asta nu e un secret pentru nimeni. Deci nu murim. În schimb, Dumnezeu făcându-ne perfecți în trup, că de aici creștinismul este împlinirea tuturor legilor de dinaintea lui, adică este împlinirea legii de dinainte, pentru că noi suntem chemați să înviem și în trup, nu doar în duh, da. Pentru că trupul și cu duhul nostru nu sunt două lumi diferite. Numai mentalul ăsta occidental, cartezian, dihotomic, împarte pe secvențe. Dom'le, omul din trup e omul din trup, omul din minte, omul din suflet, e ca și cum am fi trei oameni. Nu, dom'le, nu suntem un singur om. Trupul nostru face parte din duhul nostru. De asta creștinismul ne invită la ce? La înduhovnicirea trupului. La transfigurarea trupului. De-aia Hristos învie în trup, nu? Du-te la mormântul lui Hristos, dă piatra la o parte și nu o să vezi scheletul acolo. Noi toți știm că Duhul nu moare niciodată, dar uite că Hristos a transfigurat și materia. Adică noi trebuie să înțelegem că și aici gnosticii s-au înșelat o perioadă multă de timp, crezând că doar Duhul și spiritualitatea este Dumnezeu. Păi atunci Dumnezeu ne ținea doar duhuri. Dumnezeu ne-a dat materie, că ne-a făcut din materie, nu ne-a plămădit din materie, nu din pământ și din apă ne-a făcut, ceea ce înseamnă că a sfințit și materie. Și atunci tot ceea ce ne înconjoară, tot ceea ce este material și ne înconjoară, dacă îl înduhovnicim, devine rai. Dar noi nu facem asta. Noi extragem Duhul din toate și glorificăm materia fără Duh. Ca și cum am spune că apa asta, domne, e o apă, dar n-are niciun principiu vital în ea. Păi dacă e o apă și n-are niciun principiu vital în ea, adică n-are Duh, animus, animare înseamnă viață, suflet, da? Și atunci dacă mâncăm fără duh, dacă bem fără duh, dacă respirăm fără duh, dacă vorbim între noi fără niciun duh, înseamnă că suntem niște morți vii. De asta spune Hristos, lăsați morții să umble cu morții și vii să umble cu vii. Pentru că noi alegem, ca să-ți răspund și la întrebarea cine e șarpele, cine e ispita. Noi suntem. Și șarpele și ispita. Dar e greu să explicăm în câteva secunde o problemă atât de adânc teologică. Ceva și... mai grav. Secundă, tu să completezi ceva. Că îți spune, apropo, de șarpe. E un aspect acolo care vorbește și, spun decât ca idee, poate continuăm misiunea viitoare, aș minte, ai inteligența artificială. Toți se fărează subiectul ăsta că încă este ceva
îngrozitor, dovedit de toți că există, s-a măsurat, s-a văzut, au fost prinși oameni într-un câmp energetic că se distrugeau și au observat că sunt naniți în corpul lor și această inteligență artificială se află de milioane de ani. Nu se știe de unde vine, în altă galaxie, din altă zonă. Dar se pare că tot ce este rău, apropo de artificial, e creat această inteligență artificială. Vom discuta probabil data viitoare acest subiect. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Îi rog pe invitații mei să participe pentru că este o dezbatere cu plin foc, un foc iluminator, și să participe, dacă se poate, și în următoarea emisiune să dăm curs și profunzime căutărilor noastre. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm toate cele bune. Doamne ajută! Respirați, beți și mâncați natural. Cuvântul maxim mărturisitorul definiția absolută a răului, necunoașterea cauzei lucrurilor. Toate cele bune, Doamne ajută! Trăim într-o lume modernă tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există! ImmunoCube, cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCube totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. ImmunoCube este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCube nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCube este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCube este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCube purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCube este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCube veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat,
pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică? În cursul anilor trecuți și ereditar am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de reglaj de confort general. Medicamente care le-am luat recomandate chiar de psihiatru pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună. Toate astea eu le-am legat conștient de prezența torserului. M-a ajutat din moment ce eu, până la a primi torserul, nu am văzut aceste schimbări pozitive. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai sănătoasă pentru un om. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi, care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură. Nu mai am absolut deloc, dorm mai liniștită. Se poartă foarte ușor, este comod și de fiecare dată când simt cea mai mică urmă de durere, îl pun în locul dureros și nu mai simt nimic.